De vă vine sau nu vă vine să credeți, m-am trezit. E dimineață. Salutare, dragi prieteni, m-am trezit pentru o nouă provocare. Astăzi am să mă duc să muncesc pe șantier. Stați aproape că eu zic că o să fie frumos. După cum vă ziceam, s-a plecat cum ar fi o provocare, o zi în Anglia la șantier, șef. Cum ar fi un fel de țap. Țapul și berbecul. Bravo, e bun asta. Eu berbec, că n-am ciocul ca lui, ăsta zici că e pașa maximă. Șeful, mă, dacă vă vine să credeți, ați văzut. Fățăre, de la Cernavodă să moară mama, zici că-i știu că de-aia după Dunăre. Dar aia, șeful șef și în pielea goală și în Dunăre și în Baltă și pe Marea Neagră. Fii atent la drum, firea în recu să fii, că nu sunt eu la volan să nu murim. Gata, vă arăt de pe șantier, acum suntem în drum. A plecat de traseu, iau. Foarte frumos, bine, are geamul ăsta, e curat la mașină. Mașina e dezastru. Așa-s mașinile de șantier. Vă pup, mă duc să beau țoalele, echipamentul acum, nu boss? Da. Mă duc să beau echipamentul de lucru. Cred că mă prinde bine casca de șantier. Facem izolații de case. Dacă am zis, dacă noi face toți draci în Anglia, să nu ziceți voi mie pe nume. Vă pup pe varză, ne vedem un pic mai încolo. Poate ați crezut că glumesc. Echipament frumos. Asta e lucrarea. Că mă filmeze și că muncesc. Vedeți cu voi ce faceți? Sunteți bine? Acum vă zic, aici de la locul de muncă, pe șantier, ia uite ce avem de făcut. Izolați. Șeful vorbește cu ăștia. Zaca, paca. Ia uzi. Hai că filmez de la lucrare. Da, să vedeți cum se pornește un generator, mă. E pe românism. N-a văzut englezul de când e mama lui. Ia uite. Fâr. Mamă. Bă, că sunteți voi, n-ați văzut așa. Ce ai făcut? Îți dă cu virgulă. Îți dă cu virgulă, bă. Thank you very much. Thank you. Un ceai regulamentar pe Anglia, cum ar fi. Ce credeți că nu muncesc? Să la muncă, mă, nebunilor. Să la muncă. Ia uite. Vă vedem lucrare. Ce credeți că fac? Tai din poliestirenul ăsta. Vedeți? Tai și o bucățică, uite, de acolo până aceea. Ca să poată să intre în asta, să... Are jos o bordură acolo, ați văzut? Și ca să putem să-l introducem pe bordură. Bă, vă învăț și construcții, uite cum am tăiat, vezi? Fac, și a intrat acolo, am pus pumă. Bine, mai mult muncește șeful, că da. Eu până învăț cum ar fi. Acum sunt elev. Sunt elev, dar îmi place. Nu ți-ai dreptul să fiți, că dacă noi face toți dracii în Anglia. Hai că am început la fabrica de saltele, am continuat la pizza, încă mai sunt la pizza, să știți, lucrez după amiază și acolo. Bă, nu mă mai satur de bani, bani cu lopata. Am nevoie de echipă de băieți care vor să lucreze cu mine la fațade. Nu trebuie băieți, că e de muncă. Nu trebuie să-mi fac o echipă. Și am nevoie de trei băieți. Care te băieți? Vă pup pe varză, ne auzim un pic mai acolo să beau și o ceai. Pe Anglia, cum ar fi, ia. Ia să vedem, fiți atenți. Ia uite. Ia. Ce ai cu lapte? Ca la ei. Vă pop, te vedem mai încolo. Adică, imediat. Am revenit. Tocmai ce s-a terminat de mâncat tradiționalul hot dog de construcții, cum ar fi. Repede înainte, un pic așa. Am terminat și ne apucăm de casă iară. Vine și ploaia. Iată, în spate acolo e pe nor.
Dacă plouă, nu mai lucrăm. Îmi place serviciul ăsta, că în Anglia plouă mai mereu. Voi, sunteți bine? Dați și voi un coment în sub material așa la comentarii. Și dacă puteți da și un share, nu, n-ar fi rău. Să vă arză la muncă în Anglia, știți cum zic. Un subscribe acolo, că e moca. Da, bravo, mă. O donație pe PayPal pentru bucitori. Vă pup o frăzică. Hai că ne vedem mai încolo. Mai încolo. Acu, imediat. S-a mai luat o mică pauză. Am făcut materiale îngăleat acolo. Uite, uite, acolo. Am făcut acum. Și acum să face sus. Aici am pus deja. Eu am dat cu spuma aia între ele. Știi ce zic? Mi-am mai făcut englezoiul un ceai. Băi, ce dracu, e bucat dracu, bă, în Anglia asta, bă. Bă, dacă vrei să muncești. Bă, știți cum e asta? Ne-am muncit toată viața mea. Adică am mai muncit așa, când și când și colo și colo. Am mai ajutat pe vârmi la casă, la țară să... Dar n-am muncit niciodată și... Dintr-o dată când am venit aici, m-am trezit o săptămână, am lucrat la saltele și dacă nu se întâmpla incidentul, poate că eram și acum. Urma livra pizza, bine, am mai livrat eu ziare în Danemarca, dar pizza... Și acum am ajuns în construcții, mă, să mă rog, deci după ce când am ajuns toată viața, unde am ajuns? În construcții. Campion mondial. Dar vor zic că nu se teme, frate, vor zic că e luptător, a plecat de jos, jos e și acum. Da. Dar nu mi-e teamă, nu m-am temut niciodată și nu cred că am urât pe cineva munca. Pe bune. Bani să iasă. Știți ce zic? Hai că mai e un pic și dau drumul la spectacol. Că dau dracu de construcții. Dar până atunci, e bună lira. Hai că ne auzim imediat, stați așa. Și a venit o tură după materiale. Aici avem în spate. La facem o românească. S-a pierdut cheia de la lacăt. Normal. Și trebuia să-l tăiem cu flexul, flex electric. Avem bateriile, sunt încărcate tot, doar că flexul este în cealaltă mașină, nu este în duba de... scule, în cealaltă mașină cu echipa cealaltă și atunci a trebuit să executăm o românească. S-a sărit gardul de către Bogdan, se duce frumos în depozit, aduce poliestirenul, îl aruncă peste gard, eu îl încarc în dubă ca hoții, după care plecăm la lucru again, că așa e treaba în Anglia. Mai facem și românisme. Ce faceți, nu? Voi era doar? Stai să vede. Băiatul, facem material. Facem materialul de lipit poliesterenul pe casă. Ăștia sunt la vorbe. Lucrarea. Vorbești. Să învârte, uite cum să învârte. E drept, că eu v-am zis că sunt pe șantier. Șantier? Am luat un pic de pauză de la bucă. Băieții lucrează, dar să vă zic și de ce. Stați să vedeți. Ia uite-l pe ăsta. N-am, ne-a adus mingea. Stăt. Opa, așa. Are un ochi albastru și unul căprui. Iar stăt. Pune jos, frumos, bravo. Ia uite față, uitați-vă ce față are. Așteaptă mingea. Hai că mi l-am găsit pe tovarăș. Nu mă lasă să muncesc ăsta. Băi, o să zic că stăpântul, că nu-i terminăm casa. Da, asta am vrut să vă arăt. Hai că vin mai încolo. Subscribe! Nu te băga în cameră, jitie. Nu te mă mai așa, că nu-l văd pe ăla. Ce tare, frate.
Uite-l, mă, cât e de tare, mă. Ce tare! Nice!